Și Dumnezeu să ne ajute ca din cei care cântă veșnic în durarea lui Dumnezeu să facem și noi parte. Știu că vă doriți tare mult să ocupați locurile, așadar puteți să o faceți. Am deseori discuții cu prietenii mei cântăreți care îmi spun: pentru tine, frate Alin, e foarte ușor că tu ții numai Biblia și te duci la biserică. Noi trebuie să cărăm scule, trebuie să tragem, să montăm, să demontăm, să facem, așa că e mai greu pentru noi și mai ușor pentru voi. Și eu, ca să mențin un echilibru, le spun: bă, cred că ar fi bine să vedem pentru care e mai greu să stați în picioare o oră cu mine și la predică. Eu stau cu voi la închinare. Așadar, dragii mei, în seara asta suntem aici pentru că ne-am dorit și ne dorim să ne închinăm lui Dumnezeu. Și știu că toți cei care sunteți aici, sunteți în planul lui Dumnezeu. Spun asta foarte des și nu e un slogan așa pastoral cu care trebuie să începi o predică. E de-a dreptul credința inimii mele. Și totodată cred din toată inima că Dumnezeu în seara asta are cu voi cel puțin planul de a vă face o bună analiză, o bună socoteală a vieții, să vă întrebați și să ne întrebăm pe unde suntem, ce facem cu viața. Eu mă simt bucuros să fiu cu voi în seara asta și mulțumesc că Domnului pentru oportunitatea creată și fraților păstori pentru invitația făcută. Cred că ori de câte ori putem să fim într-un astfel de context, pentru sufletul omului nu poate să fie decât bucurie. Acum trebuie să vă mărturisesc ceva. După momentele frumoase de închinare în care am putut să medităm, mă, voi când vedeți un predicator că nu cântă foarte puternic la timpul de închinare, să știți că se gândește la predică. Că tare mulți mi-au zis: băi, dar n-ai cântat cu noi. Da, bun, dar o trebuie să predic după voi. Și unul din cele mai complicate momente pentru un predicator care predică seară de seară ca mine în perioada asta aproape, e să aleagă subiectul de predică, pentru că în mintea lui se învârt foarte multe subiecte de predică. Care ar fi mai potrivit? Care ar fi mai bun? Care ar fi mai esențial pentru cei care îl ascultă în momentele acelea? Și alegem diferite metode. Stăm înaintea Domnului, ne rugăm: Doamne, dă-ne un cuvânt, care ar fi mai potrivit, care ar fi mai bun, care ar fi direcția din seara asta, care ar fi... Ne agățăm de o cântare, ne agățăm de un moment, de ceva ce spune cineva din față, înțelegem în ce direcție merge seara. Eu în seara asta am făcut echipă cu fratele meu Alin și l-am pus să aleagă el. Așadar, predica e aleasă de el, să știți asta. Dar sunt foarte, foarte convins că celor care veți asculta predica asta cu inima deschisă, vă va fi de un real folos. Pentru că unul din momentele complicate ale vieții noastre e că oamenii deseori se dau ceea ce nu sunt. Și la un moment dat a devenit un trend să te dai ceea ce nu ești. Și ascultați-mă, când îți iasă bine să joci teatrul ăla, deja te simți foarte bun. Oameni care, de exemplu, în viață stau cu diferite porniri, cu diferite păcate, cu diferite ieșiri necontrolate și ajung în punctul în care să-și ascundă păcatele, să-și stăpânească pornirile, să nu le dea drumul în public și între alții, să se autostăpânească, și în momentul în care se autostăpânește, el zice: bă, am ajuns la un nivel foarte mare. Zice, deja-s bun, se simte super spiritual că se autostăpânește de pornirile păcătoase. Când de fapt se spunea aici în această seară că Dumnezeu face lucruri noi. Și când Dumnezeu înnoiește ceva, nu mai lasă sâmburele, nu mai lasă sămânța aia de păcat acolo în tine. Nu mai lasă pornirile alea vechi. Nu. Când Hristos transformă o viață, aia e transformată.
e modelată, nu mai există lucrurile alea din trecut care tu trebuie să le ții super tare, așa să le ții în înfrânare. Ascultați-mă bine, pentru că în momentul în care Hristos e în centru, când Dumnezeu e suveran peste o viață, când omul stă lipit de Dumnezeu, tot ceea ce se învârte în mintea, în jurul și în trăirea lui e Dumnezeu și din Dumnezeu. Și mă rog din toată inima și aici vă provoc să nu ratați aminul, așa să vă ajute Dumnezeu pe toți. Nu, acum ascultați-mă. Vom intra pe un tărâm interesant al unui subiect extrem de interesant față de care vă provoc să-l ascultați și să meditați încărcat timpul ăsta care urmează de toată sinceritatea de care sunteți voi capabili. Chiar dacă la un moment dat eu voi pune întrebări, poate, nu știu, îmi predică, dar nu o să aștept să-mi răspundeți în mod direct, nu o să aștept asta. Dar voi vă veți putea răspunde fiecare în parte și mai facem un pact. Predica asta nu-i pentru cel care nu-i aici. Predica asta e pentru voi cei care stați pe bancă. Luați-o în mod direct, asumați-vă, gândiți, pliați-o pe viață, vedeți ce trebuie schimbat, ce nu trebuie schimbat, vedeți pe unde vă aflați și atenție, Dumnezeu niciodată nu face nici risipă de predicator, nici de cântăresc, nici de timp, nici de predici, nici de vorbe. Dumnezeu întotdeauna are un scop bine definit, adică ești în seara asta aici pentru că Dumnezeu vrea să-ți vorbească că trebuie poate să schimbi ceva sau să întărești ceva ca să poți să rămâi în picioare în momentele complicate ale vieții și să se poată spune că tu ai un Dumnezeu mare, pentru că vrând nevrând vine un moment în viață în care vei avea nevoie să-L vezi pe Dumnezeu cu subiect și predicat. M-am tot întrebat deseori de ce trebuie unii să-i fie băgați de viață în colțul vieții, să vină terapia intensivă să-i zguduie, să zdruncine viața lor Dumnezeu într-un fel sau altul, să se mai trezească și ei la realitate, bă, stai că am și eu nevoie de un Dumnezeu. Sunteți în seara asta aici pentru că Dumnezeu vrea să tragă câteva semnale de alarmă. Și ascultați-mă bine, am să vă vorbesc despre unul din cei mai extraordinari oameni ai Bibliei, și anume împăratul David, care și-a început activitatea, cariera, dacă îmi permiteți, viața lui publică, care poate fi povestită și repovestită și din care poți să înveți la o vârstă destul de fragedă. Și ceva notabil în viața lui David a fost Valea Terebinților, în momentul în care David ajunge acolo și trebuie să se lupte cu Goliat. David a avut o trăire extraordinară, excepțională, un stil de viață formidabil. Mi-e dor de astfel de oameni, îi caut pe tinerii ăștia, mă uit după ei cu binoclu, îmi fac prietenii mei, țin toată ziua pe lângă mine, îmi fac poză cu ei, ce vor ei, pot ca să mă bucur și să mă laud cu astfel de tineri, îi caut, îi vrem, bisericile noastre vor, societatea îi dorește, familiile voastre își doresc astfel de tineri. Imaginați-vă că David, la un moment dat, ajunge în Valea Terebinților și toți vitejii lui Israel stăteau fricoși undeva într-un colț, că Goliat te înjura de 40 de zile. 40 de zile înjura Goliat. Acum, cuvinte de ocară din partea lui Goliat nu erau, bă, găsuți un munu mai puternic să se bată cu mine. Cuvinte de ocară când Goliat deschidea gura și începea Goliat să zică cuvinte de ocară, ți era groază. Imaginați-vă că vitejii lui Israel stăteau de 40 de zile pe câmpul de bătălie ascunși și n-aveau niciunul curat să iasă. Permiteți-mi o paralelă scurtă. Că dacă ar veni cineva aici, astăzi, un om care ar avea nevoie să-i dați niște sfaturi, un om care ar avea nevoie să fie judecat într-un fel sau altul, care are o anumită problemă, s-ar găsi câteva sute de tineri să-l înconjoare și fiecare, bă, și eu am ceva de spus, și eu am ceva de spus, stai să spun și eu, stau să spun și eu. Ați fi niște soi de viteji, care tot timpul ați avea o variantă, ați avea o soluție, ați avea ceva de spus. Pentru că așa erau și ăștia. Erau niște viteși care ei aveau brevetul de viteaz. Bă, aveau ceva în palmaresul lor, că altfel nu puteau să fie luați așa viteși pe ochi frumoși. Dar care în fața unei situații de-a dreptul complicată, nu mai aveau puterea să iasă și să facă față, să mai facă ceva notabil, ceva care să rămână peste generații. Și au trecut așa 40 de zile, de 80 de ori, au ieșit Goliat să-și bată joc de poporul sfânt al lui Dumnezeu. Și atenție, și viteși
vitejii. Ăștia care sunt prin clasa 9, 10, 11, 12, vitejii care cântă la biserică, care se roagă, care spun că iau un Dumnezeu, care zic că ei vin din familii de baptiști, penticostali, evanghelici, oameni care cred în Dumnezeu, în biserică, în Hristos, în ceva puternic. Când Dumnezeu e batjocorit, vitejii se bagă după bănci. Hai băiești, că la seară la biserică ai ziceai că cobor cerul după tine. Hai acum, că ăsta-și bate joc de Dumnezeu. Băi, vitejii, parcă e cam vremea aia. În Valea Terebinților, Goliat își bătea joc de Dumnezeu și de poporul lui Dumnezeu, îi înjura pe toți pocăiții, dacă vreți, și la un moment dat ăștia stăteau ascunși. Bă, hai mă, ieșiți! Mergeți unul înaintea lui Goliat. Fă-i bă măcar cu degetul. Goliat, ne vedem în pauza mare. Las-o așa. N-are rost să mai întinzi coarda. Bă, nimeni. Toți fricoși stăteau acolo. Bă, Dumnezeu, în bunătatea lui, orchestrează în așa fel momentele în care îl trimite pe David în Valea Terebinților. Ascultați-mă. Partea din Valea Terebinților e în introducerea predicii mele. Vreau să o scurtez, să merg repede. Mi se pare extraordinar că David a avut o trăire formidabilă. Acolo în Valea Terebinților a trăit ceva excepțional. Vine și se întâlnește cu Eliab, cel mai mare frate al lui. Știi, bă, când te întâlnești cu cel mai mare frate, când nu l-ai mai văzut de multă vreme, el e în brațe și el pe tine. Când de fapt Eliab, bine, era stresat, fricos, înjurat de 40 de zile, vai de el. Ăsta, în loc să îl ia în brațe pe David, asculta și zice Eliab, de ce ai venit aici? Păi să-ți aduc de mâncare, bă, de la mama. Că m-a trimis mama cu șnițele și chiftele cu maioneză, că n-ați mai mâncat de nu știu câtă vreme. Bă, în loc să le am brațe, să spună, bă, ce bine că ai venit cu mâncare de la mama. Ăsta asculta și zice, pretinsul viteaz. Zice, îl ceartă. Bă, Eliab avea vreo 50 de ani, David vreo 16 ani. Ăsta îl ceartă și zice, cunosc eu mândria. Ai venit, zice, să vezi lupta. Mi l-am imaginat pe David zâmbind în colțul gurii. Bă, Eliab, te rog eu, du-te în cortul tău. Care luptă, bă? Fricosule, care luptă? Las-o așa. Păi, bă, stați de 40 de zile înjurați de Goliat și tu vii să-mi spui mie că eu am venit să vă lupta. Ce luptă? Și pentru că David trăia cu un Dumnezeu puternic, cu o inimă dată lui Dumnezeu, 100%, Dumnezeu însuși, era peste el, peste viața lui, peste trăirea lui, divinitatea îi umplea viața, o zis David în fața unui obstacol numit Eliab, hai, fă loc că mă încurci, dă-te un pic mai deoparte. Trece peste primul obstacol. Ajunge în fața lui Saul. Imaginați-vă că Saul tremura din toate încheieturile. Bă, își bate ăsta joc de noi de 40 de zile. Bă, n-am ce face. Și vine un puști care îi spune, ascultă împărat, eu mă duc să mă bat cu Goliat. Mă lași? Bă, în disperat, te las. Hai măcar să te îmbrac cu armura mea. Hai să iau, să-ți dau armura. Și s-a gândit David când s-a văzut îmbrăcat cu armura lui Goliat? O zi, cu armura lui Saul, când s-a văzut David îmbrăcat cu armura lui Saul, s-a fi gândit, bă, acum când mă vede Goliat, o să zic, o scos ăștia asul din mânecă. Că ascultați-mă bine, cine fi, cine te-ai dat, te plimbă președintele cu limuzina, te simți și tu un pui de ceva când te dai jos din mașina lui. Când, ce-o fi zis David, bă, când mă duc cu armura lui Saul și când mă vede Goliat cu armura lui Saul, zic că gata, bă, te rog, îmi retrag toate cuvintele, iartă-mă să trăiți, vă doresc numai... Dar imaginați-vă că David trebuie să treacă peste cel de-al doilea obstacol, trebuie să-și dea armura jos. Și când dintr-o dată se vede din nou fără armură, fără ceva care să-l protejeze, se vede cu mâinile goale și știe împotriva cărui oștean merge, împotriva cărui uriaș merge, mi l-am imaginat pe David că ar fi zis, omenește, bă, nu mă mai duc, am încercat. Nu, David pleacă mai departe și trece cel de-al doilea obstacol. Știți de ce? Pentru că inima lui David era acaparată de Dumnezeu în totalitate. Și când Dumnezeu acaparează inima unui om, pe ăla nu-l interesează ce-i mediul conjurător, știe că Dumnezeu rămâne suveran peste toate. Pleacă. Ajunge în fața lui Goliat. Ascultați-mă, Goliat era un psiholog foarte bun. Și se zice că ăla care strigă primul într-o ceartă, câștigă cearta. Asta și datorită faptului că cel mai deștept cedează. Și la un moment dat, Goliat zice, Biblia că răgnește. Băi, o câine, zice. Tu vii la mine ca la un câine? Păi, și bă, când l-auzi pe Dita mai uriașul că răgnește la tine, tu un puștan de 16 ani, numai ce ți-ai gătat Kinder Bueno de mâncat și îți stai în fața lui Dita mai luptătorul și când ăla răgnește la tine, păi da, zici, nenea Goliat, să trăiți, mă bucur că v-am văzut mai de aproape, ne facem un selfie de la distanță, vă doresc numai bine, ne auzim, ne vedem, nimeni nu s-a apropiat, bă, măcar m-am apropiat de Goliat cât voi nu v-ați apropiat, vă doresc numai bine. Na, 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 na.
Pentru că David avea o inimă dată lui Dumnezeu 100%. Inima lui David era acaparată de Dumnezeu într-un mod de 100%. David a zis, băi, am trecut eu peste obstacolul cu Eliab. Am trecut eu peste obstacolul faptului că n-am armură. Stau în fața lui ăsta și tu crezi că eu cedez acum? Păi am un Dumnezeu care deține controlul absolut al tuturor lucrurilor. Și asculta și zice David la Goliat, Goliat! Miroșa mort, în scurtă vreme păsările cerului vor veni să-ți mănânce trupul, pentru că Dumnezeul pe care eu îl am se va cunoaște în Valea Terebinților că e Dumnezeul cel atotputernic și vei vedea că eu am un Dumnezeu mare. Goliat, ultimele tale cuvinte, zi-ți ultimele dorințe, că n-o să mai spui multe fraze, pentru că Dumnezeu va da biruință în valea asta. Imaginați-vă toți vitejii lui Israel, stăteau, tremurau pe acolo, în colțuri, bă, s-a dus David, mi l-am imaginat pe David și permiteți așa imaginației mele să o fi întors. Băieți, luați și învățați că aveți brevetul ăla de viteaz degeaba. Ascultă-mă, Goliat, noi n-avem, le-ai ți-ai bătut joc de frații mei, de oștenii noștri, de poporul lui Dumnezeu, de Dumnezeu însuși. Ai uitat ceva, te-ai pus cu cel care deține controlul universului. Goliat, habar n-ai ce ai făcut. Hai totuși, permiteți-mi continuarea unei discuții. Păi bă, dar cu ce o să mă dobori? Cu ce o să mă dobori? Că cu ce o să dai tu cu mine de pământ? Cât era de caragios imaginea aia? Nenea Goliat, am o praște aici în buzunar. Uite cu asta, dau cu ea după păsări. Dar zice, uite cu asta. Bă, cât era de ciudată imaginea tu să scoți o prăștiuță cu care dădeai, să ținteai sticle ca să-l dobori pe Dita mai luptătorul. Nenea Goliat, ascultă-mă bine, asta te pune la pământ. Bă, o fi continuat discuția. Bă, dacă totuși, printr-un absurd, cad jos, printr-un absurd, cu ce o să-mi tai capul, că aia e victoria finală? Când iei capul dușmanului și îl duci la frații tăi africoși și le spui, ia bă, uite, capul lui Goliat, ia-l de aici, că n-o să mai strige la voi niciodată. Cu ce o să-mi tai capul, că n-ai sabie? Și-o făcut repede David Socotele, b-am trecut de Elia, b-am trecut de Saul când am avut armură. Bă, le-am spus și lăsa că cu prăștiuța asta îl dobor. Cu ce-i tai capul? Cu ce-i tai capul? Nenea Goliat, ascultă-mă bine, n-am sabie, dar ai tu și ne ajunge la amândoi. Și Biblia spune așa, David i-a tăiat capul lui Goliat cu sabia lui. O zis, nu trebuie sabie, că ai tu, ne-ai de ajuns pentru amândoi. Îl țintește David pe Goliat, cade Goliat jos, aleargă David, îi scoate sabia din teacă, îi taie capul la Goliat, ridică capul și zice, uite, ăsta e capul dușmanului. N-o să vă mai înjure niciodată, Goliat. Și în Valea Terebinților se strigă bucurie și veselie. Și în Valea Terebinților sunt momente extraordinare, pierdute de generația asta noastră. Și în Valea Terebinților e bucuria aia formidabilă în care parcă nu-ți mai vine să mai pleci. E atmosfera aia excepțională de biruința unui Dumnezeu glorios. Imaginați-vă toți vitejii care au stat 40 de zile fricoși. Imaginați-vă toți vitejii care au stat acolo ascunși, când au știut că pericolul s-a îndepărtat, că toți filistenii au fugit, că nu vor mai fi luați robi, că nu vor mai fi luați să muncească pe plantațiile filistenilor, că vor putea să meargă din nou acasă în familiile lor, să strângă familiile în brațe. Ce se auzea în Valea Terebinților? Gloria unui Dumnezeu mare și puternic, care ne-a mai arătat încă o dată că nu pierde niciodată controlul și că el are numai variante câștigătoare. Vă imaginați ce entuziasm extraordinar a putut să producă David. Și fără a vă jigni în seara asta, niciunul dintre noi nu ne putem compara cu el. M-am dus în Israel de câteva ori anul ăsta, m-aș mai fi dus anul ăsta odată și la anul viitor, m-am înnăroz ăștia de la Hamas, numai nu ne lasă. Și la un moment dat m-am dus la mormântul regelui David. Și eram acolo cu ghidul, cu toți care erau acolo. Băi, și era unul, ata să-l jelea, mă. Ata plângea, un calașnicov a târnat după el și ata să-l jelea și plângea cu lacrimi. Tăte a târnat pușca aia, mitraliera aia pe la spate și plângea. Împăratul nostru, David, ești cel mai tare, tu ai câștigat biruințe, ai avut război câștigat, ești extraordinar. Și l-am pus pe ghid să-mi traducă. Și am zis, bă, dacă pe ăsta l-apucă pandaliile și se întoarce cu calașnicovul ăsta, n-ai treabă, nu vezi cum jelește după David, o zis, lasă-l în pace. A produs atât de mult entuziasm împăratul David în inima evreilor și astăzi e atât de respectat, e atât de ridicat așa în privirile oamenilor. Da, a avut multe momente notabile, dar acest împărat David,
care a avut momente extrem de frumoase și extrem de înălțătoare, momente notabile care au produs bucurie și extaz, care au produs o istorie frumoasă. Din păcate, a avut un moment în viață care a scris o istorie foarte neagră. Și aici vreau să mă opresc un pic, pentru că ăsta e pericolul generației în care voi trăiți. Oameni care ar trebui să produceți bucurie ca în Valea Terebinților. Ajungi tu în clasa ta și când ai ajuns în clasa ta, din clasa aia de șmecheri, din aia care ești de bani gata și cred că totul se învârte în jurul lor, să poți să-i aduci la acea unitate frumoasă în care să se simtă o prezență specială a lui Dumnezeu, pentru că tu ești acolo și faci diferența. Și din păcate vitejii care ar trebui să mai producă entuziasm în Valea Terebinților stau ascunși. Și David, pentru că la un moment dat în viața lui s-a lăsat pe o pantă abruptă numită inimă împărțită, a început să scrie o istorie urâtă. Ăsta e un pericol al generației noastre. Pentru că în momentul în care omul alege să-și lase inima împărțită între diavolul și Dumnezeu, între lume și biserică, între Hristos și Mamona, între lucrurile Bibliei și principiile Bibliei și între nebuniile vremurilor, acel om nu mai poate să mai producă entuziasmul frumos din Valea Terebinților, nu mai poate să mai aibă liniștea în suflet. Mă întâlnesc cu atât de mulți oameni care mă întreabă de ce nu mai am liniște în suflet. O să vă dați răspuns în timpul predicii. Dar eu de ce nu mai dorm noaptea? O să primiți răspuns în timpul predicii. Dar eu de ce nu mai simt pe Dumnezeu? Uite de aia. O să primești răspuns în timpul predicii. Pentru că oamenii uită și David, ascultați-mă, niciun ne putem compara cu el. Și dacă David a ajuns în pericolul ăsta de neatenție, imaginați-vă generația noastră plină cu toate nebuniile din vremea asta, cât de predispuși suntem să ne lăsăm minima împărțită între Dumnezeu și diavol. Pentru momentele alea în care vii la biserică, ascultați-mă, momentele alea în care vii la biserică și tu când stai la închinare și spui, bă, așa de fain m-am simțit, bă, l-am simțit pe Dumnezeu, a fost ceva extraordinar. Bă, și eu nu te contrazic, e drept, Dumnezeu e cel care coboară în mijlocul laudelor, Dumnezeu e cel care vine aici, e drept. Dar la un moment dat pleci din locul ăsta și începi să faci lucrurile care sunt pe contrasens cu Dumnezeu. Vii la închinare, când te rogi, vorbești despre măreția lui Dumnezeu, despre adevărul lui Dumnezeu, zici amin la un adevăr al Bibliei. Și mai apoi ieși și stai din biserică și stai în jumătatea aia lată de inimă dată cui nu trebuie și minți să scoți o situație din impas. Și dacă ți-o ieși să scoți situația din impas cu minciună, te crezi bun și zici, bă, mi-o ieșit. De fapt, uiți că ești praf cu acte regulă, ești praf cu buletin, ești dezastru planetar. Să nu cumva să crezi că prin trăirea aia în două ape, cu Dumnezeu, cu lumea, cu diavolul, cu Dumnezeu când îți mere bine și când ai nevoie de el, Dumnezeu te va aplauda într-o zi. Nu, sub nicio formă. O, cât de mare înșelătorie asta și în generația noastră. Și oameni care ar trebui să producă entuziasm ca și David în Valea Terebinților, își lasă deseori inima împărțită. Și inima împărțită e un pericol catastrofal pentru oameni. Există o carte excepțională, Sfaturile unui diavol bătrân pentru un diavol mai tânăr. Pe diavolul ăla bătrân îl cheamă Sfredelin și pe diavolul ăla mai tânăr îl cheamă Amărel. Sfredelin îl învață pe Amărel, zice, auzi, misiunea ta e să-i faci pe oameni să stea cu inima împărțită. Și ascultă-mă bine, zice, lasă-i să se ducă la biserică. O să se simtă oameni spirituali. Meargă la biserică, bă, lasă-i să cânte. Lasă-i să stea acolo 2 ore, 3 ore. Fă-n așa fel cât timp stau acolo, să-i sune telefonul de 20 de ori și el să moară de curiozitate cine îl sună. Fă-n așa fel că stai acolo să-i fugă mintea ce o să facă mâine, că trebuie să fugă până la baie, că trebuie să iasă, moare, nu mai poate, crapă dacă nu se duce atunci. Bă, scoate-l în cel mai important moment al slujbei. Fă cumva să iasă până afară, nu-l ține mult, numai 5 minute. I-ai făcut praf toată slujba. E ok, nu-i stres. După aia el vine apoi și zice, în fiecare zi că mă la biserică. Și ce dacă? Când pierzi esențialul, poți să-i duci degeaba. Zice, lasă-l, scrie acolo într-un aici, lasă-l pe ăsta să se roage pentru soacră sa. Și zice, încă să se simtă spiritual că se roagă pentru soacre. Mai ales că ăștia care se spune, măcar că eu am o soacră, Dumnezeu să-mi o țină, Doamne, să aibă toți ca a mea, ar fi super fericiți, dar unde o văd pe soacră ca pe dușman. Și dai seama când te rogi pentru un dușman, ce spiritual te simți. Și ce lasă-l să se roage pentru soacră sa. Și bă, să roage, să stea o oră acolo, să zică, Doamne, dă-i viață, dă-i sănătate, ajută-o, ține-o până la 100 de ani, să fie bine. Zice, când se ridică de pe genunchi, el se simte super spiritual, m-a rugat pentru soacră mea.
fă-l după aia imediat să se certe cu nevasta sa din cauza lui soacră sa. Toată rugăciunea ai făcut-o praf. Pentru că lupta pe care diavolul o dă e să le împartă la oameni inima. Să nu mai aibă oamenii capacitatea să înțeleagă că Dumnezeu e sfânt. Că Dumnezeu nu își împarte slava, că Dumnezeu nu acceptă murdăria, că Dumnezeu nu acceptă procente, adică, băi, dai și la Dumnezeu 90%, că doar 10% la diavol, nu-i chiar așa de mare problemă, că nu-i problemă că îți împarți inima, important e să mai fii și în perimetrul lui Dumnezeu. Cât e de fals! Și oamenii când nu mai sunt atenți că ei trebuie să producă entuziasmul cam valea terebinților, prin atacurile pe care diavolul le dă, își împarte inima. Exact asta a făcut și David. Și ascultați-mă bine, în momentul în care cineva își împarte inima, își lasă inima împărțită, fiți foarte atenți. Când cineva, și voi o faceți socoteală acum, băi, eu vin la biserică, dar mai și mint. Băi, dar eu vin la biserică, mai fac și lucruri de care Dumnezeu nu-i mulțumit. Băi, eu-i drept, eu mă numesc creștin, dar am și momente în care totuși Dumnezeu mi-a spune, bă, te rog eu, mai schimbă și tu ceva din viața ta. Că dacă sunt astfel de momente, inima împărțită. Și ascultați pericolul enorm. Când ai inima împărțită, îți pierzi busola morală. Știți că omul trebuie să se ghideze după ceva? Eu tot mai aud șoferii care se laudă că umblau cu harta. Eu îi spun, bă, noi fără Google Maps, fără Waze, fără nu știu, suntem morți. Nu mai ajung nici la biserică aici din Canasebe. Trebuie să bag pe Google Maps. Dacă n-ai ceva care să te coordoneze, dacă îți pierzi busola, ajungi rău. Ajungi praf. Ascultați-mă bine, dragi tineri. Perioada asta voastră de tinerețe, care ar trebui să fie perioada care să înceapă să producă entuziasm în Valea Terebinților, e un tărâm foarte mișcător pentru că diavolul se va lupta să vă împartă inima. Și când o reuși să-ți împartă inima, tu ți-ai pierdut busola morală. Tu nu mai vezi lucrurile cum Dumnezeu ar vrea ca să le vezi. Te-ai pus deja pe un topogan abrupt. De-aia sunt oameni care culeg consecințele deciziilor lor de la 20 de ani, le culeg la 40 de ani, pentru că au luat hotărâri în viață cu busola morală pierdută. N-au mai luat hotărâri cu busola lui Dumnezeu. Au luat hotărâri în viață după capul lor, cu busola. Nu-i interesat de nimeni și de nimic. Nu-i interesat de nimeni. Trebuie uneori Dumnezeu să-i zguduie ca să-i mai trezească. Bă, ești pe tărâm periculos, oprește-te, stop, tu ți-ai pierdut busola morală. Tu nu mai ai direcție, tu nu mai mergi în direcția lui Dumnezeu. Ți se pare numai că mergi, ai luat-o razna. David, după ani de zile, după biruința din Valea Terebinților, zice Biblia, în vremea în care împărații mergeau la război, David, care și-a lăsat inima împărțită, a ales să rămână acasă la Ierusalim și în plictiseala lui de acasă, un bărbat cu inima împărțită între câmpul de bătălie, între oștenii lui care luptau acolo și între plictiseala de acasă, între plăcerile de acasă, se ia să se plimbe pe acoperișul casei și în plimbarea lui de pe acoperișul casei n-a dovedit altceva decât că avea o inimă împărțită și o busolă morală pierdută. Nu mai vedea David lucrurile cum Dumnezeu ar fi vrut să le vadă. A ajuns în Valea Terebinților, l-a simțit pe Dumnezeu aproape, a văzut lucrurile cum Dumnezeu vroia să le vadă. O câștigat biruința, a pus piatra în praștie, Goliat, miroșa mor, dă-i! O căzut Goliat jos, o alergat, o scos sabia, o tăia capul, ăsta e Dumnezeu care mai dă victorii. Acum ăsta, în loc să fie pe câmpul de bătălie, să zică, bă, Dumnezeul meu mai dă victorii, să-și mai întărească oștenii, pentru că avea inima împărțită între plăcerile de acasă și între oștenii lui care luptau pe câmpul de bătălie, o ieși la o plimbare. Și a zis Sfredelin cu amărel, bă, ia-și un pic ce plimbă. Și a ieșit la plimbare. Și pentru că era cu inima împărțită și cu busola morală pierdută, a început să facă prostii. Și hai să vă arăt cum arată un om cu inima împărțită și cu busola morală pierdută. Un om cu inima împărțită și cu busola morală pierdută, care spune cineva, bă, stai, că nu-s chiar așa. Vă faceți socoteala. M-aș bucura să nu fiți niciunul. Dar fiți doar sinceri. Un om cu inima împărțită și cu busola morală pierdută se poate verifica în momentul în care în viață începe să aibă curiozități legale. David pe acoperiș, o vede pe Bacelba se scăldea la râu și David începe să pună întrebări. Cine este femeia aceasta? Ce-i David cu întrebările astea? Dar ce-s cu curiozitățile astea? Dar de ce ești curios de nevasta lui altul? Tu trebuie să fii curios de ce-ți fac ăia pe câmpul de bătălie. Mai mor, nu mai mor, mai câștigă, nu mai câștigă?
Tu ești curios deja, ai deja curiozități legale. David, ai început să pui întrebări legale. De unde e curiozitatea asta în tine? Cine e femeia aceasta? Bă, dar ce te interesează pe tine? Pentru că un om care își lasă inima împărțită și ar începe să aibă busola morală pierdută, inevitabil începe să aibă curiozități legale. Să nu cumva să credeți că un om care stă cu toată inima pentru Dumnezeu începe să umble pe site-urile ilegale. Na, na, na. Să nu cumva să te simți un pui de sfânt, numai că ai avut și tu o scăpare, te-ai dus un pic acolo și ai băgat VVV, nu mai știu ce, și te-ai pus, na, 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 na. Până în momentul ăla, ca tu să accesezi ceea ce ai accesat, ți-ai lăsat inima împărțită, ți-ai pierdut busola morală și tu n-ai mai văzut lucrurile cum Dumnezeu ar vrea ca să le vezi. Foarte grav e că tot în perioada asta tu iei decizii. Și deciziile cu busola morală pierdută și cu inima împărțită vor avea repercusiuni peste 20 de ani. Și deciziile pe care tu le iei, le vor plăti, din păcate, uneori copiii tăi. Tu le vei plăti. De ce, frate? De ce la mine? Dar de ce, Doamne? Doamne, dar de ce eu? Și când îl iei pe un astfel de om și începi să-l bași prin labirintul vieții și îl duci până în clasa noua, îți dai seama cât de dezastru a fost. Că a vrut și el să fie ca aia la alții. Și David începe să pună întrebări ilegale, să aibă curiozități. Dacă cumva aveți curiozități care îl scot pe Dumnezeu din context, ascultați-mă bine, sunteți într-un grav pericol. Un om cu inima împărțită și cu busola morală pierdută, care mai apoi are curiozități ilegale, ascultați-mă bine, până comite păcatul, e doar o chestiune de timp. David a pus întrebarea, păi nu avea cum să nu-i se răspundă, că era împărat. Cine este femeia asta? A venit tot să trăiți, domnul David, pe cum să nu vă explicăm? Data nașterii, CNP-ul, de unde a venit, cum am bătaic-o, pe maic-o, pe bărbatul-o, cea mai frumoasă femeie din zonă. Deja la ăsta i-a deschis apetitul. Dacă n-ar fi pus întrebările ilegale, dacă n-ar fi avut curiozitățile ilegale, dacă n-ar fi avut busola morală pierdută să umble pe unde n-ar fi trebuit, dacă n-ar fi avut inima împărțită și ar fi rămas cu toată inima pentru Dumnezeu, n-ajungeam punctul ăsta. Pentru că, încă o dată, repet și notați, un om cu inima împărțită, cu busola morală pierdută, cu curiozitățile ilegale în viață, până comite păcatul, e doar o chestiune de timp, dacă nu se oprește. Doar o chestiune de timp. Să nu cumva să credeți că vine câte unul și zice, băi, eu accesez numai acum, o singură dată, și după aia nu mă mai interesează. Fii tu sincer de câte ori ai mai accesat de atunci încolo. Bă, eu bârfez numai acum, că mi se pare interesant subiectul. Fii tu sincer după aia de câte ori ai mai bârfit de acolo încolo. Bă, eu mint numai acum, că n-am ce face. Trebuie să o scot din impas povestea. Mint, acum am scăpat, am rezolvat problema. Fii tu sincer de câte ori ai mai mințit de acolo încolo. Și vine la un moment dat minciuna la pachet, din ăla mare, cu fan curierul, avem un pachet pentru toria voastră, minciun pentru tătanul. Pentru că ți-ai lăsat inima împărțită într-o zi și ai uitat că cel care trebuie să troneze în inima ta e Dumnezeu. Pentru că ți-ai pierdut busola morală și n-ai mai mers ghidat de poruncile lui Dumnezeu. Pentru că ai început să ai curiozități ilegale și curiozitățile ilegale te-au împins în păcat. Dar știți ce se întâmplă atunci? Fiți atenți. Când ai inima împărțită, când ai busola morală pierdută, curiozitățile ilegale și mai apoi păcatul înfăptuit, că indiscutabil înfăptuiești, știți ce trebuie să faci în momentul ăla? Să te prăbușești, să spui, Doamne, iartă-mă, uite unde am ajuns, te rog, iartă-mă, fac orice, numai să mă ierți, și să te pocăiești, să te mărturisești, să te ridici în picioare și să mergi înainte dându-i toată inima lui Dumnezeu. Numai că diavolul e șmecher, să fel de lângă amărâri stau lângă tine și spun, bă, vezi de treabă, stai acolo, vezi de treabă. Și la un moment dat, ascultați-mă bine, în jumătatea de inimă dată cu inul trebuie, te învață și spune, ai făcut păcatul, e ok, îl rezolvăm noi. Găsim o variantă să-l rezolvăm. Păi și cam cum facem? Am eu o variantă să-l rezolvăm, stai liniștit. Și așa i-au spus și la David. David, există o variantă. Și te minte, care diavolul o variantă să-ți rezolve problema? Și te minte. Și îi pune la David în minte așa, fii atent, îl aduci pe Uri acasă, pe soțul lui Bathsheba, îl înveți cum să facă, îl trimiți acasă și totul se rezolvă. Că a venit Bathsheba și o să am rămas însărcinată, prietene. Ești pe cancan.ro, ești praf. Ești în prag de alegeri, că vine anul electoral. La un moment dat, imaginați-vă că vine Uri acasă. Bă, nu aveai cum să chem unul dintre cei mai mari viteji în toiul lupte să-l cheme acasă. Era ilegal, era ciudat. Și spune David, permiteți imaginației mele, Urie, am un cadou pentru tine. Îți faci freza cu gel, te dai cu Hugo Boss și la noapte dormi acasă. Bă, cadou, n-ai mai prins tu din astea, du-te acasă. Urie nu era un bărbat cu inima împărțită. Nu s-a dus lângă nevastă sa, lângă Bathsheba, pentru că era cu toată inima pentru
câmpul de bătălie pentru bătălia care trebuia câștigată. Și ascultați, Urie își face patul la ușa palatului. O noapte relaxată a lui David. A avut și David o noapte relaxată. Pentru că diavolul l-a mințit, ascultă-mă David, noi găsim o variantă să rezolvăm problema. Nu-i da tu toată inima lui Dumnezeu, că găsim o variantă. N-ai treabă că ai mințit, n-ai treabă că ai curvit, n-ai treabă că ai făcut prostii, n-ai treabă că o rezolvăm. Și de fapt, când se trezește David dimineața, vede că planul care l-a făcut nu a ieșit, a ieșuat. Îl dă păstă Urie, ce faci Urie? Nu te-ai dus acasă? Nu m-am dus împărată, eu nu sunt cu inima împărțită. Știi ce ar fi trebuit atunci David? Să se prăbușească și să-și ceară iertare de la Dumnezeu, cum n-a mai făcut-o niciodată. Doamne, iartă-mă că uit unde am ajuns. Ui cât de jos am ajuns. Am păcătuit, am încercat eu să-mi rezolv păcatul. Bă, nu-mi iasă, oricum nu-ți iasă. Poți să faci ce vrei tu, că oricum nu-ți iasă. David, în loc să se pocăiască, rămâne tot în jumătatea de inimă dată cui nu trebuie și se duce la el în birou și mai face un plan. Eu am acasă 3 copii să-mi trăiască, mulțumesc frumos. Și la un moment dat fășteau prostii. Am azi mare, ăsta mare face 14 ani, azi mâine, Carina 12, Darin 10. Și la un moment dat eu meream la ăsta mic și tot timpul cocoloșam, că nu, ăsta e cel mai mic, ăștia dădeau vina, dar nu-i credeam că ăsta e cel mai mic. Până la un moment dat zice Andreea, bă, stai un pic, urmărește-l și pe Darin, că șele șmecher. Dă vina pe ăștia mari, dar deseori, bă, și-l urmăresc odată și-l prind. O, făcut prostia, l-am prins, îl chem, Darin, vino aici. Darin, de ce ai făcut prostia asta? Cea mai ciudată întrebare pe care poate să o pun un tată unui copil care l-a prins cu prostia înfăptuită. S-a uitat în ochii mei, nu știa să-i dea lacrimile, să nu-i dea să plângă, nu știa ce să facă. Își pune mintea așa și mâna așa zice, gândește, gândește, gândește. Mi l-am imaginat eu pe David că s-a dus la un moment dat la el în birou când a văzut că nu i-a ieșit combinația. S-a pus și a zis, David, gândește, gândește, gândește. Și ascultați-mă bine. În momentul ăla, David trebuia să-i dea inima lui Dumnezeu și să se oprească, dar o sta tot în jumătatea dată cui nu trebuie și când stai în jumătatea inimii împărțite cu diavolul, continui să faci prostii. Și David face următoarea prostie. Ia pixul și foaia și scrie către generalul meu, Ioab, puneți-l pe Urie în cel mai greu loc al luptei și trageți-vă înapoi de la el să fie lovit și să moară. Serios? Bă, așa de jos ai ajuns? Tu chiar atât de jos ai ajuns? Ești praf. Ați văzut oameni care calcă peste alții doar ca să-și scoată ei mendrele? Bă, sunt oameni cu inima împărțită. Sunt cu busola morală pierdută. Oameni care stau cu diavolul în brațe. Care uită că viitorul nu e unul bun. Imaginați-vă că Eliab, Urie, un bărbat cu inima care nu era cu inima împărțită, ia plicul ăla, David îl închide, îl sigilează. Ăsta nu a fost curios să deschidă plicul, dar își ducea sentința la moarte. Moare Urie și înfăptuiește David un alt păcat greu, ucigând în mod indirect, sub comanda lui, un bărbat nevinovat. Știți care e durerea generației noastre? Că-s mulți care pleacă din punctul inimii împărțite și pierd busola morală, apoi sunt curioși de lucrurile ilegale ale vieții, apoi încep să înfăptuiască păcate, bă, nu se opresc, nu se opresc. Continuă ca să-și astupe ei păcatele, să-și le acopere, să le spele ei, că au ei o variantă. Realizează după multe chinuieli că nu pot și nu fac altceva decât continuă în alte păcate. Și stau în felul ăsta cu busola morală pierdută. Oamenii ăștia iau decizii. Și apoi plătesc repercusiunile deciziilor lor. Ascultați un al doilea pericol. Pe lângă faptul că îți pierzi busola morală și se duce viața așa cum v-am explicat-o, când stai cu inima împărțită, nu mai ești conștient de consecințele păcatelor tale. Ia, câți dintre voi ați mințit și v-au trecut transpirațiile? Poveste. Știți de ce? Vă spun cu durere. Generația noastră e cu inima împărțită. Hai să vă spun ceva din durerea inimii mele. Ia generația asta de oameni și pune-i să se roage pentru maică ta care are cancer. Știi ce se întâmplă de cel mai multe ori? O îngropi. Pentru că oameni cu inimile împărțite care joacă un teatru nu mai sunt ascultați. Biruințele despre care vorbim îți poveste. David,
În Valea Terebinților, cu inima dată lui Dumnezeu, a câștigat o biruință care a rămas peste viacuri. Peste ani, cu inima împărțită, a început să aibă o decădere morală profundă, să facă păcat după păcat. Se fac un prunc la Baceba, să-l omoare pe Urie, să decadă viața lui într-un mod groaznic. Și din păcate, din ăștia mulți în generația voastră, care când ei că ai nevoie ca Dumnezeu să intervină, n-ascultă Dumnezeu și în loc să trăiești biruințe, trăiești tragedie. Și oamenii când nu mai transpiră atunci când mint, e grav. Păi David, au făcut toate plutugările astea, n-avem nicio treabă. Dar ascultați, vine prorocul Natan la David, bate la David la ușă, să trăiești domnul David, tu ești împăratul, eu sunt prietenul tău, îmi permiți o audiență. Poftiți, dar cum să nu, dar poftiți aici, deci prietenul meu Natan, prorocul Domnului, ia vin aici. Ce ți-a spus Domnul? Nu, ascultă-mă, zice împărate, fii atent aici, uite-te bine la mine. În împărăția asta ta mare, există unul foarte bogat și unul foarte sărac într-o cetate. Ăla foarte bogat are multe oi, boi, avuții, mielușei. Ăsta foarte sărac avea o mielușea, o iubea din toată inima, o ținea la piept, îi dădea tot ce avea, o îndrăgea. La ăsta bogat a venit un prieten și a vrut să dea un ospăț. Împărate, nu s-a îndurat ăsta bogat ca să ia din mielușelele lui și s-a dus și a luat singura mielușea acelui sărac, o sacrificat-o ca să se bucure el. Ce să îi se facă la omul ăsta? Ascultați ce zice Biblia. Imaginați-vă, David s-a umplut de mânie. No, calm, David, ce-i cu tine? Ce i-ai luat avânt așa? David s-a umplut de mânie. Bă, dar de ce te-ai enervat? Ascultați ce zice David. Viu este Domnul, că cel care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. Și pentru ceea ce a făcut, să dea înapoi 4.000, că i-a luat singura mielușa. 4 să dea înapoi. Mă, că David nu era prost. Era băiat deștept. Deja și-o da seama, era cu ochii pe pereți. Dar nici Natan nu era mai prejos. Împărate David, uite-te în ochii mei, ți-ai cam dat seama, așa-i? Uite-te în ochii mei. De tine-i vorba. Tu ești ăla. Și continuă glasul Domnului prin prorocul Natan, fiindcă m-ai disprețuit, sabia nu se va îndepărta de casa ta. Și a trebuit David să-și îngroape 4 prunci. Pentru că David nu mai era conștient de păcatele, de consecințele păcatelor sale. David era conștient că dacă altul păcătuiește, trebuie să fie prăbușit, că dacă altul păcătuiește, trebuie să fie marginalizat, că dacă altul păcătuiește, bă, să plătești. Dar David nu mai era conștient, de ea luați voi și să vă ia frații la comitet, să spună, uite, vreau să te întrebăm, fratele cu tare o mințit, ce să îi se facă? Să vedeți cum știți. Păi, dar nu s-o poate să mintă, frate, că el vine la biserică, cum să mintă, să vedeți cum știți să-l puneți. Frate, nu mai are voie aia, hai mă, serios. Tocmai de aia vă spuneam la început de predică că asta e pentru voi, în parte, că oamenii tot timpul știu cum trebuie pedepsiți alții, știu că păcatul are consecințe în dreptul altora. Când îi de ei, David păcătuia, n-avea nicio treabă, avea impresia că Dumnezeu e undeva în colțul universului și stă relaxat. David, fă-ți tu de cap, că nu contează că ai vreme de grație. Fals! O trebuie să vină confruntarea cu Natan, în care o sta Natan și s-a uitat în ochii lui și a zis, împărate, l-ai disprețuit pe Dumnezeu, te-a pus Dumnezeu în împărăția asta ca să-i fii lumină, să poată să trăi, să lucrezi, creze prin tine, să ai o inimă dată lui Dumnezeu 100%. Ți-ai lăsat inima împărțită, ți-ai pierdut busola morală, ai luat o rasnă, împărate, uite unde ai ajuns. Îl ia pe David spaima. Și încep din momentul ăla, Biblia spune, începe mâna Domnului să pese, atâta de tare l-a păsat că îl dureau pe David oasele. Și el o spune mai târziu. Oamenii fac astăzi, voi faceți astăzi prostie, ascultați-mă bine. Păcatele alea așa de 16 ani, știți cum o să plecați unii acasă? Bă, ce eu trebuie și la ăla să vină să ne zică? Ascultați-mă bine, notați! O să vă aduceți aminte de mine la 25, la 26, la 30, când o să stați cu câte un prunc în brațe și medicii vă spun duceți-l acasă, că n-am ce să-i mai fac. Și o să-ți aduci aminte că ai nevoie de un Dumnezeu care să-ți asculte rugăciunile? Și pe Dumnezeul ăla tu l-ai călcat în picioare și ți-ai împărțit inima cu diavolul și au trecut ani și ai luat decizii ilegale și o să tremuri și o să zici, fraților, faceți ceva! Și Dumnezeu zice, lasă-l pe el, că e deal-ul meu cu el. Lasă-l în pace. Eram odată, m-am dus într-o familie și atât am zis de ăsta, săracul,
L-am făcut vedete. Am ajuns într-o familie. Un tată. Bă, un tată. Bă, maică, îi plângeam de milă. Ziceam, un copil de 19 ani, nu mă mai înțeleg cu el deloc. Păi zice, numai prostii face, nu mai pot, nu mă mai înțeleg cu el. Băi, dezastru. Te rog, frate, ale, vorbește cu el. Păi unde-i? Sus în cameră. Mă duc, cum sunt? Bă, cum mi-a explicat aici, se activează mine pastorul ăla critic. Mă duc direct la el, mă duc la el în cameră. Un copilandru de 19 ani stătea așa pe spate, cu genunchii trași la piept, relaxat. Eu în timp ce urcam scările am zis, bă, stai să n-aibă curaj el prea mult. Îi spun că mergem undeva în oraș să discutăm, să fim pe tărâm neutru, nu la el acasă. Și urc eu frumos în cameră. Când intru în cameră, zice, dispare afară. Oh, mă, că nu-ți fac nimic, ce-i cu tine? Ia-o calm. Oh, hai mă, vreau să vorbesc un pic cu tine. Când l-am văzut, m-am șocat. Eu mi-am propus să mă duc el în oraș. Ras în cap, chel, ras, numai pe mijloc. Avea așa o creastă de vreo 30 de centimetri roșie. Eu acum continui și spun, știi? Aș vrea să stau de vorbă cu tine 2 minute. Eu când l-am văzut, eu mi-am propus să ies cu el în oraș, dar m-am gândit eu cine iasă cu ăsta în oraș. De la Disney luat. Și la un moment dat zice el, bine, dar mergem undeva în oraș. Asta e, merg în oraș. Mă duc eu la un McDonald's. Bine, imagine a fost... Eu, pastor, îmbrăcat așa și el decupat din desene animate, cum era? Niște blugi, o breteală, o avea pe el, una nu, una a lăsat. Bă, ferească, Domnul. Mă duc și mă pun cu el la o masă, la un McDonald's. Și încep. Jumătate de oră l-am făcut praf. Cum să faci așa ceva, mă? Păi taică-t-o, mă, maică-ta, mă. Păi taică-t-o, mă, care le zice la alții că trebuie să fie cum trebuie, mă. Taică-t-o care predică, mă. Bă, dar cum să faci tu așa ceva, mă? Cum? Bă, și mă ascult o jumătate de oră, nu mă întrerupe. La un moment dat am zis, bă, eu vorbesc la un perete. Dar asta e, îmi zic poezia până la capăt. După jumătate de oră, așa calm, îmi zice, acum pot să vorbesc și eu? Și am zis, da. Bă, încep să-i curgă lacrimile. Am zis, no, ăsta e numai bun de făcut chemare în față. Ăsta acum să predă. Păi încep să-i curgă lacrimile. Zis, gata, l-am atins într-o jumătate de oră. Se uită în ochii mei și îmi spune, să nu cumva să crezi că îmi place cum sunt. Sunt așa din cauza lui tata. Bă, numai la asta nu mă așteptam. O zis, tata le spune la alții să fie cum trebuie. Pe noi ne baciocorește în ultimul hal. Ne spune ca nu cumva să-l mințim. Și el îmi minte pe alții în mod notoriu. Merge la biserică și a fața aia de bibelou, de mare sfânt, iar când vine acasă se dezlănțuie iadul, numai noi și cu mama știm ce trăim. Nu-s așa că vreau, îs doar consecințele prostiilor lui. Mi-a dat șahmat. L-am luat în brațe, i-am spus că mă rog pentru el, m-am dus acasă la taică să-mi am la geanta, mai trebuia să stau o noapte și am plecat. Mi-am dat seama atunci pe drum că în momentul în care un om nu mai e conștient, trăiește cu prostii, cu plotogării, cu minciuni, cu vorbe, cu două înțelesuri, cu curvăleli, cu anturaj greșit, cu șmecherea de după garaje, care te mai dau să tragi un fum și te simți mare goangă că ai tras un fum, și cu toate mizeriile alea, și mai apoi vii și la biserică, că doar ce să faci, că ești din biserică. Și uiți că Dumnezeu, când te vede cu o inimă împărțită, se supără. Și că păcatele alea au consecințe grave. Frate, dar de ce mie? Uite de aia. Că Biblia zice, când ne pedepsește Domnul aici, ne pedepsește ca să nu fim pedepsiți odată cu lumea. Și trebuie să stoarcă Dumnezeu sevaia rea din tine și trebuie să dea scura aia de pe tine jos, trebuie să te dezbrace de tot răul ăla pe care te-ai îmbrăcat și uneori te mai bagă prin strâmtorările vieții. De aia. Tocmai de aia e important în viață să nu trăiești cu inima împărțită, că păcatul are consecințe. Dar ascultați, și în încheiere, partea excepțională a predicii astea
După toată povestea asta, mâna Domnului începe să apese pe David. Mă întreabă Carina mea acasă, tati, ce oamenii nu mai zâmbesc? Ce să-i spun la o fată de 12 ani de ce oamenii nu mai zâmbesc? Conduc cele mai bune mașini. Stau în cele mai bune case. Eu m-am trecut pe Samsung acum 3 săptămâni, numai de ciudă că toată lumea are iPhone. Văz cu cele mai bune telefoane. Bine, n-am rezistat, am trecut iară pe iPhone. Toată lumea, știi, toată lumea are cele mai bune telefoane. De ce să nu zâmbească omul? Tati, de ce nu mai zâmbesc cu oamenii? Știți de ce? Știți de ce nu mai zâmbiți? Știți de ce nu mai aveți entuziasmul ăla ca așa lui David în Valea Terebinților? Că mâna lui Dumnezeu apasă. Și când apasă, te dor toate oasele. Și numai chef de zâmbet nu mai ai. Și numai chef să te duci să mai faci o faptă bună. Și numai chef să te duci să mai arăți că ai un Dumnezeu mare. Numai cheful ăla nu-l mai ai. Și David se prăbușește. Și zice, nu mai pot, mă dor oasele. Nu mai pot. Imaginați-vă că ieșea David, care și-a lăsat busola morală pierdută o bucată de vreme, care nu mai era conștient că păcatul are consecințe, care a avut curiozitățile ilegale și toată decăderea lui morală în perioada aia, și aduce aminte de biruința din Valea Terebinților, și aduce aminte de biruința când la un moment dat Dumnezeu a zis, David, eu sunt lângă tine. Bă, te-o respins, frate, tu. O zis, frate, tu să dispar de pe câmpul ăla. Eu am fost lângă tine. Ți-o dat Saul armura jos. Eu am fost lângă tine. O răgnit Goliat la tine. David, eu am fost lângă tine. Unde m-ai trimis? Unde m-ai îndepărtat? De ce ți-ai lăsat inima împărțit? O trebuie să mă duc departe de tine. O trebuie să plătesc, să-ți îngrop 4 prunci, să stai lângă 4 sicrie. Că nu asta era planul, David. Dar o trebuie să plătești. Tu cu gura ta ai zis, 4 miei, 4 ți-am luat. N-ai voie să dai vina pe Dumnezeu când tu-i întorci spatele așa cu bună știință. Că tu ești mecher, că tu ești mecheră, că ai 16 ani, se învârt toți lângă tine. Tu crezi că toată viața se vor învârti, vezi de treabă. Cel care poate să-ți coordoneze viața, rămâne Iisus Hristos, Domnul. Care vrea să te țină, omul cu inima împărțită îl îndepărtează. Și începe David să-l doară oasele, să nu mai zâmbească. Trebuia să iasă dimineața David și să zică, bună dimineața băieți, avem astăzi o ședință extraordinară, vedem pe unde mai asfaltăm, pe unde mai punem ilumina public. Trebuia să-și conducă ședințele cu oștenii lui, trebuia să joace teatru, că el de fapt în interior era knockout. Nu mai avea un pic de bucurie, nu mai avea un pic de flacă, nu mai avea un pic de speranță. Era doar un teatru pe picioare, atât. Cât de mulți nu sunteți așa. Cum ești? Bine. Tu știi că în inimă ești franjuri, că sentimentele tale sunt farsă, că dormi când dormi, că mintea ta se învârt toate nemernicile, ai vrea să scapi de ele, nu ești bine, dar trebuie să joci teatrul ăsta. Păi cum să zici că nu ești bine? Păi trebuie să zici că ești bine. Și stai totuși în jumătatea de inimă dată cu inul trebuie și diavolul te minte, las că o să fie bine. Las că le scoatem noi cumva. Las că le dregem noi cumva. Așa l-au mințit și pe David. David, taci cu dregem noi cumva. Nu-ți fă probleme. Nu te du tu să te probușești înaintea lui Dumnezeu. Bă, rămâi tare să te vadă alții. Să vadă alții că tu ai curajul să te prăbușești. Să te vadă alții că tu ai curajul să plângi. Să te vadă alții că tu ai curajul să spui am nevoie de Dumnezeu. Să te vadă alții, vezi-mă de treabă. Stai mai aici că le dregem noi. Și și-a îngropat un prunc. Pe-al doilea, pe-al treilea, pe-al patrulea, îl durea oasele și diavolul tot îl mințea, tași mă, că o dregem noi. Dar într-o zi David nu mai rezistat. Ăsta e punctul forte al oricărei vieți. E elegant să ai puterea să depinzi de Creatorul. Asta e adevărată eleganță. Restul e cocălăreală cu acte în regulă. E elegant să depinzi de Dumnezeu. E onorabil să depinzi de Cel care n-are mâna prea scurtă, care urechea lui mai aude, ochii lui văd, să depinzi de Cel care deține controlul tuturor lucrurilor. E elegant să te arunci în brațele lui Dumnezeu, să spui, Doamne, Tu ești Dumnezeul meu, Tu deții controlul absolut, eu sunt al Tău, Tu îmi știi să-mi coordonezi viața și să poți să-L simți pe Dumnezeu că vibrează în cele mai complicate momente. Și David se prăbușește, cade jos și zice, bă, nu mai pot, gata, nu mai pot. Și spune o rugăciune din Psalmul 51 cu versetul 8.
fă-mă să aud din nou veselie și bucurie. Care, David? Aia din Valea Terebinților care am uitat-o. Și oasele pe care le-ai zdrobit tu, o zis David, se vor bucura. Dați mai departe. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele. Auziți-l pe David. Șterge toate nelegiuirile mele. Dar de ce, David, n-ai putut tu să ți le ștergi? Zidește în mine o inimă curată. Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale, Doamne, striga David prăbușit. Și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Mai ai milă de mine? Mai fă să se cunoască că sunt al tău. Și ascultați, în momentul ăla, lângă o astfel de rugăciune coboară Hristos. Ăștia-s adevărați viteși. Restul, poveste. În o astfel de rugăciune se coboară Hristos. David, păi tu ești a meu. M-ai îndepărtat, ți-ai împărțit inima cu diavolul. Ascultă-mă, David, ești al meu, ți-am auzit rugăciunea. Hai sus! Și ascultați ce zice. Știți cum arată viața unui om care are puterea unei astfel de pocăințe? Știu, vi greu momentul ăsta. Și de cele mai multe ori vi greu că vă văd prietenii, colegii, băi, eu, cum să ies eu? Dar de ce nu? Eram într-o biserică și am făcut o chemare în fața, cine vrea să vină să se pocăiască? Primul care iasă a fost prezbiterul bisericii. Bă, s-o prăbușită la pe jos. Și eu m-am dus lângă el și am zis, bă, nu pentru tine am făcut chemarea. Și el plângând o zis, și Dios, numai eu. Așa o trebuie să fie. M-a făcut baltă de lacrimi. O zis, nu-L mai simt pe Dumnezeu ca altă dată, nu mai am bucuria ca altă dată. Bă, mă dor oasele, nu mai pot. Vreau să-L simt pe Dumnezeu ca altă dată. Mă dor oasele, vreau să-L simt pe Dumnezeu ca altă dată. Merg așa numai în lumea asta, fără să-L mai simt pe Dumnezeu. Fac rugăciuni din alea seci, cânt într-un mod sec. Toată viața mea e super seacă. Vreau să-L simt pe Dumnezeu ca așa altă dată. Coboară Dumnezeu lângă un astfel de om. Îi caută. Și în momentul în care ai puterea unei astfel de prăbușiri și să-i dai toată inima lui Dumnezeu, ce faci, David? Îi dau toată inima lui Dumnezeu din nou. Coboară Dumnezeu lângă tine și ascultați cum arată viața unui om care are toată inima dată lui Dumnezeu. Ia auziți. Psalmul 63 cu versetul 4. Fiți atenți. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea și în numele tău îmi voi ridica mâinile. Ia, fiți atenți. De ce nu se mai ridică astăzi mâinile spre Dumnezeu? Nu, invers. Ce se întâmplă când sfinții ridică mâinile? Se scrie istorie. Și de ce nu se mai ridică astăzi mâinile? Știți de ce? Că nu mai au curajul. De ce ne rugăm de multe ori ca Dumnezeu să intervină și mai apoi trăim tragedia? Că oamenii nu mai sunt ascultați. Da, devenim după aia specialiști. Și începem să spunem, știi, așa a fost planul Domnului, așa a vrut Domnul, ăsta a fost anumite răspunsurile primit, nu m-am cer serios? Uite să trăim tragedie după tragedie, să nu mai vedem biruințele lui Dumnezeu, că vezi, Doamne, ăsta e planul Domnului, serios? Nu cred asta. Eu nu zic că Dumnezeu uneori nu ne mai trece și prin voia dânsi. Dar cunosc un Dumnezeu care își poate întinde mâna. Asta vreau să le mai văd în generația asta. Îmi povestea o mamă și o fiică. Și spune mama asta și fiica că în momentul în care fata avea 17 ani, ia câți aveți 17 ani, mâna sus. Câți aveți 17 ani? Mâna sus, tare, tare, hai. Sunteți aici câțiva, bun. Când ea avea 17 ani, mama ei a fost diagnosticată cu cancer. I-a spus la medic care are 18, ca să nu o scoată afară din cabinet, că era minoră. Și o zis, câți ani ai? 18 ani. Și o cheamă în cabinet și o zis, mama ta are cancer, metastază, 6 săptămâni, pleacă acasă. Acasă moare, în astea 6 săptămâni faceți viața frumoasă, dați-i tot ce vrea, iubiți-o, nu trântiți ușile, nu zbierați, nu faceți gălăgie, 6 săptămâni și pleacă. Faceți-vă toate pozele din lume cu ea și gata. Fata asta de 17 ani, când a auzit asta, a luat telefonul să nu o acuzați. Nu a avut cea mai inteligentă mișcare, dar în disperare ei și-o suna frații mai mici de acasă
și le spune: dragii mei, mama are cancer. În 6 săptămâni mama moare. Vin cu mama acasă, vă rog să fiți cu minți, să nu mai supărați, să nu trântiți ușa. Vă imaginați ce-o produs acasă în frățoriei mei mici? Dezastru! Când asta mare le spune că mama moare, dar o mamă înțeleaptă cu inima dată lui Dumnezeu în totalitate îi spune la fie sa: dă-mi și mie telefonul, dă-l aici să le spun și partea mea. Dragii mei, mama are cancer. Dar ascultați-mă bine, mama voastră are un Dumnezeu care nu pierde niciodată. Și aici pe holurile spitalului județean îmi ridic mâinile și îl rog pe Dumnezeu să mă mai lase mamă între voi, să se mai cunoască în casa noastră că Dumnezeul nostru are ultimul cuvânt și veți vedea că Dumnezeul mamei voastre, că Dumnezeul casei noastre e un Dumnezeu adevărat. Și eu liniștit mama și am întrebat-o pe fiesa: cum i-ați găsit pe copii când ați ajuns acasă? O zis trei cântau și ei alalți încercau să facă o zamă din aia pentru clătite, să-i facă surpriză la mama. Și o zis: când am ajuns acasă era veselie, că mama le-a spus că ea ridică mâinile înainte unui Dumnezeu mare și îl binecuvintează pe Dumnezeu în orice vreme, că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Oameni buni, când cineva își dă inima în totalitate lui Dumnezeu în momentele grele și alea bune, poate să mai ridice mâini curate spre cer și poate să spună: te voi binecuvânta dar toată viața mea și în numele Tău îmi voi ridica mâinile. Și în ultimul rând, ascultați, știți cum arată starea unui om care își dă toată inima lui Dumnezeu? Psalmul 116, fiți atenți. Iubesc pe Domnul că ce-l aude. Glasul meu, cererile mele. El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Mă înfășuraseră legăturile morții și mă apucaseră sudorile mormântului. Eram pradă necazului și durerii, fiți atenți. Dar am chemat numele Domnului și am zis: Doamne, mântuiește-mi sufletul! Domnul este milostiv și drept și Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Glorie lui Dumnezeu! Când ai toată inima dată lui Dumnezeu, poți să spui: da, iubesc pe Domnul că ce-l aude. Cu asta închei, fiți atenți. Când Arina nostru, și-am spus-o asta deseori, dar poate cuiva prinde bine. Când Arina nostru, la vreo 5 anișori, și-o spart ochelare și ne-am dus cu el la medic și ne-a spus că cu un ochi, vă spun foarte pe scurt povestea, că și cu un ochi nu vede deloc și cu un ochi doar 60%, când am plecat de la acel medic, când mi-a dovedit mie medicul că eu n-am crezut în prima instanță, a pus un plasture pe ochi, pe la care vedea 60% cu el, o lăsat doar pe celălalt la care a spus că nu vede deloc cu el, eu pus un plasture să nu se ajute de ochiul ăla și eu zis: Darin, caută-l pe tati. Domnul medic m-a tras. Darin și-a întins mâinile, a început să plângă și a zis: tati, nu te văd. Soția mea plângea pe un scaun acolo, eu atunci am zis: bă, e grav. Imaginați-vă că ne-am dus în mașină, eram eu, Andreea, Mateo, Carina, Darin, atmosfera din mașină era de înmormântare. Andreea plângea, eu nu știam ce să zic, am zis că îmi sun părinții, socrii, prietenii, bă, rugați-vă. La un moment dat, ăștia, copiii, au început și ei să plângă, pe Andreea nu prea o puteam să o liniștesc. A fost complicat. Într-un final îi spun la Andreea: bă, stai un pic, că nu e un singur medic în lumea asta. Mergem și la un al doilea medic. Mergem la un al doilea medic la Deva, de la Timișoara la Deva, după câteva zile, și medicul de la Deva ne spune așa: îmi pare rău că trebuie să vă dau o veste tristă, băiețelul dumneavoastră cu un ochi vede doar 60% și cu celălalt ochi nu vede deloc, fiindcă nervul e afectat și nu va vedea cu el niciodată. Ne-am urcat din nou în mașină, aceeași atmosferă de mormântare, aceleași plânset, aceeași durere, aceleași lacrimi, aceleași momente complicate. Carina noastră avea pe atunci 7 ani. E foarte direct, așa. La 4 ani o zis să-i cumpăr un sos de la Lidl, să aibă și ea pe cine iubi. Mă cheamă într-o zi și o zis: tati, vreau să spun ceva. Zic, Carina. S-a uitat în ochii mei și o zis: nu-l mai vreau pe Dumnezeul tău. Pă, am crezut că mă prăbușesc. Stai un pic. Ce ai zis? Nu-l mai vreau pe Dumnezeul tău. Păi de ce? Păi tu alergi, ne lași de multe ori singuri, dormim singuri, ne trezim singuri, ne-am schimbat concediile de atâtea ori că a apărut o mormântare, un priveg, o problemă, o situație.
Unde-i Dumnezeul ăla la care le spui tu la alții că Dumnezeu e mare? Unde-i? De ce nu mă pot juca cu Darin? De ce nu pot să am și un frățior care să nu trebuiască dus de mână, el fără ochelari nu vedea dreapta? Mi-am dat seama că e gravă problema, am luat două scaune, le-am pus față în față și am început să discutăm ca doi oameni mari și am zis: Carina, eu îl iubesc pe Domnul că cel aude strigătele noastre și într-o zi Darin va vedea cu amândoi ochii. S-a uitat în ochii mei și a zis: promiți? Și am zis: ce să zic? Da, promit. Păi tremuram în inima mea: Doamne, unde ești? M-am dus la biserică, m-am urcat la amvon și le-am zis la frață în seara aia toată povestea noastră cu Darin. Am scos-o pe Andreea și pe Darin în față, ne-am rugat cu toată biserica. Iar după câteva zile, cineva din biserică a zis că are programare la un medic foarte bun în Timișoara, dacă vrem să mergem în locul lor, că n-am fi prins programare la acel medic, era supraaglomerat. Și cum să nu, mi-aduc aminte, o picat data de 5 decembrie, chiar ziua lui Darin. Cum să nu merge? Mergem! În 5 decembrie, după consult, după 2 ore de consult, ne cheamă în cabinet doamna doctor pe mine și pe Andreea și ne spune: îmi pare rău că trebuie să vă dau o veste tristă. Băiatul dumneavoastră cu un ochi vede doar 60% și cu un ochi nu vede deloc, deloc, deloc. Să nu lăsați să facă sporturi extreme, nu va putea să facă lucruri migăloase, nu va putea să aibă permis de conducere niciodată. Eu am luat geaca să-l îmbrac pe Darin, dar mă gândeam ce o să-i spun la Carina acasă. Tremuram în inima mea ce o să-i spun la Carina. M-am uitat în sus și am zis: Doamne, unde ești? Dar eu tot te iubesc. Eu tot nu împart inima cu diavolul. Eu tot pentru tine rămân. Și doamna doctor îmi spune: nu credeți, domnul Alin? Hai să vă dovedesc că nu vede. Să nu plecați din cabinet așa, cu nesiguranță. Practica pe care vă explic au făcut-o toți cei 3 medici. Și primii 2. Au luat un plasture, l-au pus pe ochi. Au luat un creion. Se îndepărtează și spune pe ochiul ăla să nu vadă cu el, da? Să nu se ajute cu ochiul ăla. Dar a început să plângă, nu zicea bine pe râpi atunci. A început să plângă și a zis: hai Darin, ascultă pe doamna doctor că mergem la McDonald's, ascultă că o să fie bine. Și el, săracul, printre lacrimi și suspine, îl întreabă doamna doctor, ca să-mi arate mie că nu vede, așa băbește, că aparatele ei arătau dezastru. Și a zis: Darin, ce am în mână? Eu tremuram în inima mea, așteptam un răspuns. Mă gândeam ce îi spun la Carina. Și Darin, printre lacrimi și suspine, zice: un cleion. Și doamna doctor zice, se uită la mine, se uită la Andreea, la încă o doamnă, medic rezident: Darin, ce culoare are creionul ăsta? Și Darin zice, plângând: roșu. Bă, se uită la noi, eu deja zburam. Carina, vin acasă. Darin, ce are în vârf creionul ăsta? Nu o să uit cât trăiesc. Creionul primului medic era portocaliu în spirală cu galben și în vârf avea o girafă. Creionul medicului de la Deva era alb cu negru și în vârf avea un zar. Cel de-al treilea creion era roșu și în vârf, zice, ce are în vârf creionul ăsta, Darin? Și Darin, tot printre lacrimi și suspin, a zis, o bubuluză. O da cu creionul de pământ, s-o rupt în două, a zis, nu mai înțeleg nimic. Eu l-am cules, l-am luat și am zis, doamna doctor, pricep eu. Ce o zis ea? Că după ce mi-arată aparatele în mod normal, nici lumina nu percepe cu ochiul ăla. Cum să vadă obiecte, să distingă culori? Cum? Că nu înțeleg, doamna doctor. Nu înțeleg eu. Ne-a dat un tratament, o zis, e ciudat. Ochii, o lentilă foarte groasă, să-i întărim nervul care i-al vedea că e întrerupt. Abar n-am cum. I-am dus acasă și am zis, Carina, verifică-l pe Darin. L-a terminat în seara aia. I-a pus plasture pe ochi, a luat un Lego, ea stătea pe un fotoliu, eu pe altul, și arunca Lego, Darin, caută-l. Ăsta săracul pe sub masă să caute Lego, o venit cu Lego. Carina din nou, Darin, caută-l. Tata meu a fost instructor auto. I-au făcut pe toți șoferi și le promitea nepoților că dacă va mai fi instructor, când ei vor crește mari, o să-i facă șoferi. O auzit de la 3 medici că nu va putea să aibă permis niciodată.
După ce l-a obosit Carina bine, cu Lego, după ce l-a găsit odată în mână, vine la mine cu lacrimi în ochiul la neacoperit și îmi spune: tati, așa e că dacă o să găsesc Lego ăsta de multe ori, o să văd bine și bunic o să mă facă într-o zi și pe mine șofer. Și am zis: da, dar de ce vrei să fii șofer? Să vin cu tine la evanghelizări. Să le spunem oamenilor că o inimă întreagă dată lui Dumnezeu are beneficii puternice. Voi ați înțeles în seara asta de ce e important să nu vă împărțiți inima? De aia v-a adus Dumnezeu aici. Vă invit să vă ridicați în picioare.